autorități ale lumii filmului și să, iată, să sprijine proiecte de film aflate la debut. Deci în timp ce la Cluj, cumva capitala filmului se muta aici, la Turda, o profesoară dintr-un colegiu din localitate era amendată, sau, mă rog, mustrată de conducerea școlii, pentru că și-a permis să recomande elevilor filmul Eclipsă Totală de Agnieszka Holland, un film care trata un subiect aparent în continuare despre care nu ne place să vorbim cu copiii noștri. E vorba de povestea și relația dintre Arthur Rimbaud și Paul Verlaine. Dar recomandarea profesoarei se lega de cu totul altceva, de perioada romantică, de cu totul altă... Era cu totul altul era subiectul filmului și subiectul temei primite de copii. Mi se pare important într-o țară ca România, care dezbaterea e atât de... Ne place să ne creăm subiecte de discuție, să redefinim conceptul de familie. Cred că doamna Stan merită cel mai important premiu al acestui festival, un premiu de suflet. Ea va fi invitată de onoare ediției de anul viitor. Acum e în munți, e la Făgăraș. A venit la TIFF în primele zile, anonim, a văzut filme. Îi mulțumesc pentru atitudine și v-aș dori să o aplaudați, v-aș ruga să o aplaudați pentru că...